Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. El era viața și viața era lumina oamenilor. Pentru că s-a spus, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care nu este de caz. După cum, în vremurile trecute, a acoperit cu o cară țara Zabulon și țara Neftali, în vremurile viitoare, va acoperi cu slavă țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara Vrei Morții, răsare lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit din lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu era lumea. Când s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște oameni din răsărit de la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de cum născut al de Irod? Fiindcă ai văzut steaua răsărit și a venit să ne chinăm lui. Dumnezeu Tare, Părintele
care stă afară în câmp și făcea meseră noaptea împrejurul dumnelor. Și iată, îngerul Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul a zis, nu vă temeți, că-i va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Îl găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o ieză. Și iată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.